dimineața și bine ați venit la ședința Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2019, convocată de dispoziția primarului numărul 230 din 2019. Ce suntem în prezența majorității consilierilor locale care alcătuiesc Consiliul Local Surgan. V-aș ruga înainte de a ședință să urmăm procesul verbal al ședinței anterioare din data de 15 noiembrie. Cine este pentru procesul verbal prezentat în forma care i-a fost prezentat înainte de ședință? Pentru unul mers al ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte. Domnul Pavel, propuneți pe domnul Niță Mitică. Cine este pentru propunerea domnului Pavel? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Nițel, deja aveți. Uitați asta, vă rog. Vă dorim succes. Mulțumesc pentru acordul care mi-a prezentat. La ședința de azi avem trei proiecte de hotărâre. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind pontarea călătoriei pe mijloace de transport a persoanelor didactic, a școlii la Zizelăie, Stugare, pe luna octombrie 2019. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind răsușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a ACR. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2019. Și la 4 avem diverse. Propunem câteva să dau prima, dacă mai e ceva. Dacă mai e ceva la ordinea de zi. Aș avea o propunere la ordinea de zi ca un punct suplimentar. Și anume aș propune un proiect de hotărâre privind rețeaua școlară a Comunei Strugari pentru anul 2020-2021. Supunem la vot proiectele prezentate. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Domnului primar, sunt prezent din primul proiect. La primul punct de ordine de zi, avem un proiect prin care propunem decontarea cheltuielilor pentru care didactice care se deplasează cu mașina sau cu microbuzele de transport în comun pentru decontare și anume 3044 de lei. Calificat dat în dosarul care este la baza proiectului hotărârii, sunt cuprinse toate decontările privind cele făcute cu buletine, cu bilete de transport în comun sau cei care vin la școală cu mijloace de transport personale la 100 de kilometri, consumul adecvat de 7,5. Dacă sunt discuții la acest proiect. Domnul primar, în legătură cu transportul ăsta cu copiii, ne-am mutat la Surgare.
Deci, dacă ar face dimineața la ora 1 până la ora 2, normal, dar de nu știm cum se face. Pleacă la 10 de acasă, vine seara la 5 și noi așteptăm copiii pe drum. Eu nu știu, eu o arababură care nu sunt, poate așa ceva. Deci, am dat copiii de acolo. Aici e mai mult de cheltuieli sunt, că doar școala aia, deci sunt școli care sunt mai rări ca Petricica. Și care, când aveam un WC, WC-ul se putea face și așa, dar WC-ul e destul de bun, că și noi mergem în curte. Da, deci s-a făcut niște prostii mai mari ca noi. Deci au ajuns oamenii să-mi spună, deci o să ajungem și nu mai lăsăm copiii la școală la spălare. Deci eu prind pur și simplu, că nu se poate așa ceva. Păi îngheață copiii, vine iarna, îngheață copiii pe drumul domnului. Care se putea face acolo, că doar tot clasă, dar dacă se făceau clasele, de exemplu, 5-8, băi, dintre 5-a toți, eu băgam toți într-o clasă, da? Tot băie de la Petricica sunt într-o clasă care sunt acolo. Nu știu mai mult la clasă, nu puteam un profesor să meargă la... Să știu cum se conservează. Eu zic să discutăm la diverse, la final, că acum suntem pe decontaj. Ca să știu cum se conservează. Deci tot acolo se face, pentru că se duce niște bani de aiurea. Doar profesorul putea să ducă acolo să învețe la Petricica. Am făcut copiii ăștia, deci nu mai știe nici parte sunt ei. Noi în loc să-i adaptăm la... Deci îi distrugem. Da. Discutăm la discutăm la urmă, da. Că problema asta nu am mai discutat. Despre fiecare subiect. Două ori. Domnul primar, prezent proiectul de hotărâre. Da, deci o să ne suntem la punctul divers. La punctul divers. La divers. Trecem la punctul 2. Acordul de cooperare. Deci la punctul 2, proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a Asociației Comunelor din România. În ședința trecută, știți foarte bine că noi am avut un proiect de hotărâre prin care noi, ca și localitate, ne-am afiliat Asociației Comunelor la nivel de județ. Astăzi avem un acord de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit. Apoi noi am discutat ce înseamnă să fii membru acord, ce facilități ar fi privind acordul, cu trimitere directă la auditul intern. În acordul de cooperare, dacă doriți, eu am să vă dau o citire la, nu la părțile contractului, cât la drepturile și obligațiile părților. La atribuțiile compartimentului de audit public intern. Ca și atribuții, compartimentul de audit public intern asigură realizarea activității de audit public intern la entitățile publice partenere semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit aprobat de reprezentanții legali ai acestora. În exercitarea activităților sale, compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții. Să elaboreze normele metodologii proprii de exercitare activității de audit public intern, să elaboreze proiectul planului anual și multianual de audit public intern pe baza propunerilor OAT-urilor, partenere, să efectueze în condiții calitate misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management și control intern specific entității publice, să asigure monitorizarea misiunii de audit intern, să raporteze rezultatele misiunii, respectiv constatările, concluzii și recomandările către conducătorii entităților publice, să raporteze operativ și exclusiv probleme și irregularitățile constatate către conducătorii entității publice auditate, să elaboreze raportul anual a activității de audit public intern, să asigure confidențialitatea datelor și a informațiilor rezultate în urma activităților de audit public intern desfășurate. Cu
la drepturi și obligații financiare. La punctul 2, la articolul 13, se stabilește un tarif orar de 3689 lei pe oră pe auditor pentru desfășurarea misiunii de audit planificate, cât și pentru cele ad hoc. Contajul va fi semnat de către șeful compartimentului de audit din cadrul filialei județene Bacău Asociației Pruminilor și va fi avizat și confirmat de către ordonator de credit a entității publice partenere. În afară de cheltuielile cu salarii privind mai sus, entitățile partenerii mai reportează la filială, la filială următoarele cheltuieli. Pregătirea profesională a auditorilor interni în cuantum de 100 de lei pe lună și pe OAT, cheltuieli privind indemnizația de deplasare, consumabile diverse, echipamente IT, achiziții, dacă nu sunt, de curte, mobilier, imprimantă, copiator și așa mai departe. Nu cred că este cazul la noi, în cazul în care sunt dotările. Nu, logistică, nu. Da. Cheltuieli diverse, protecția muncii, fișe de aptitudini, SMS, comisioane bancare, actualizare soft, de evidență financiară contabilă, actualizare soft pentru documente de documentație și declarații fiscale. Iar mai este cazul ca să se întâmplă. Cheltuieli de capital, autoturisme, calculatoare, nu o să pun problemă aici, alte cheltuieli stabilite prin înțelegerea între părți sau rezultate ca urmare a exercitării atribuțiilor de audit intern, cum ar fi, de exemplu, deplasări la ședințe la board. Cheltuielile materiale prevăzute la articolul 1 se contează pe bază a unor cote stabilite cu un acord, respectiv 1 pe 25, reprezentând numărul intereselor partenere. Adică dacă probabil deplasarea se face de un auditor în cele 25 de entități cât face parte, cât ne-am înscris noi în acord, sau dacă trecerea se va face timp de o oră la mine, bineînțeles că eu nu plătesc pentru o zi de zi, pentru o zi ca și tarif. Ai venit, ai stat o oră, eu îți dau suma de 39 de lei. Sau 36 de lei. 3689. Facturile de conturile la articolul 16 vor fi transmise pentru decontare la entități până pe data de 5 aprilie luni, care au termen scadent 15 zile calendaristice. Pentru neplată în termen, se vor datora majorări. Nu este scris și prevăzut la mătăți. E foarte bine. De regulă, factorii știți cum sunt. Au 0,01% care la prima vedere mai mult. Pe zi. În rest, sunt chestii de tehnice care au forță majoră în care sunt întrerupte datele contractuale sau datele prevăzute în acest acord. Cam atât au fost mai zice, am spicuit eu mai important. Dacă sunt discuții, vă materialul prezentat de domnul primar. Eu vreau să întreb câteva comunii de profi care fac parte din asociația asta. Bine, și eu gândește și cu comunitul. Deci chiar l-am și realizat cu asociația comunitului. Sunt localități, mare majoritatea localităților în care au intrat de anul trecut. Deci noi aderăm acum la o asociație. Am aderat la România. Încă explicit filiala județeană și acum aprobăm un acord de principiu care regulamentă organizarea auditului public de eventual contract de prestări servicii cu ei. Adică, agreind acordul ăsta, contractul de prestări servicii va fi semnat în condițiile acestui acord. Cu 3689 pe oră. Deci eu înțeleg așa. Deci, filiala asta județeană este formată de un corp al experților auditori. Nu, acolo. Este o asociație a comunilor din România. Da?
Asociația Comunilor din România, un aparat de specialitate, printre care și experți contabili, care au, cum ar veni un aparat de specialitate, unde au un compartiment de anumit publicitate. Asociația Comunilor, deci noi facem parte din câte comuni din județul Bacău? Nu, la nivel național facem parte, dar afiliați la filiala județeană. Și, de exemplu, la nivel din județul Bacău, câte comuni sunt asociații? Nu aș putea să vă zic, dar eu cred că sunt 80% sunt prinse în acolo ăsta. Eu sunt convins. Dar dacă vreți mai informat, deci sunt prinsi. Eu zic 80 de comuni, până de comune aici sunt prins. Și mai ce faci? Pentru că au un public intern de să realizezi. Singura soluție să faci din această asociație că au corpul de specialiști. Sau angajarii noi auditorii, cadrul primăriei comunii Strugar, că nu mai merge pe urmă cu doarii. Financiar nu poți să susții. Dar ca să putem să ajungem la un contract între SSM, ce era necesar aceste două puteri de consiliu? Asocierii și să ne dăm acordul privind de aceste chestii. Ce bani de contribuie la... Cum se rezidează cât e durata, cât e pe oră, cât e transportul... Exact, un contract care facem cu o telefonie mobilă sau... Cu orice terți, corect. Orice lucru. Oricare. Dar nu poți încheia contractul de prestări până când nu ești de acord, să zicem așa, zisele condiții, un regulament intern al lor, privind la auditul ăsta public. E favoarea voastră. Mai aveți ceva? Domnul Biureu? Noastră este privată de... Să mai spui cineva acum? Să punem la vot. Cum vine proiectul de autorit? Cine este? Eu sunt un loc primar, la altul. La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului pe 2019. La punctul 1, propun aprobarea rectificării bugetului local pe 2019, astfel. Astfel, la punctul 1, la investiții, suma de 57.000 de lei, dintre care 5.000 de lei, 50.000 de lei sunt, 57.000 de lei sunt banii pe care, îi știți, mai am avut un litigiu cu o firmă din Sibiu, pentru care am fost obligat de instanță să plătim suma de 57.000 de lei, adică în jur de 50.000 de lei, dar diferența pe care s-a returnat de 57.000, acolo fiind cheltuieli incluse cu executorul și cu avocatul. Executorul pe care noi l-am angajat a reușit să ia suma de 57.000 de lei, adică 57.000 de milioane, și pe care a băgat un cont nostru și noi trebuie să facem rectificare de buget. Că noi... Mai este de discutat aici. Nu termina. Nu termina. Da? Am ajuns într-o funcție. Acum suntem pe fond. Da. Abia acum discutăm lucrurile așa cum trebuie să fie. Nu au venit în urmă banii înapoi. Banii sunt cont din lume. Cât banii vă vine bani înapoi? Și acum discutăm, trebuie discutat din prima dată. Ai scris pe foaia corespunzătoare, ai scris cum trebuie, ai respectat ghidul de finanțare, ai făcut expertiza cum trebuie, înțelegeți? Acum discutăm, adevărat cum trebuie să discutăm de prima dată. Cum am cerut din prima dată noi, prin biserică să vedeți. Tot aici, tot aici, la rectificare, propun rectificarea și în sensul că pentru obiceiurile de iarnă, ca și anul trecut, suma de 5.000 de lei pentru, vă rog frumos, 5.000 de lei pentru copii, pentru cadouri, pentru pomul de iarnă, și 2.000 de lei premiere obiceiuri tradiționale. Sunt lui care mai am pus-o anual, ca fiind aceeași. Atât, domnul președinte, la punctul 3. Dacă sunt discuții, vă la...
Deci, sunt câștigat procesul, da? Da, vă explic. Bun. Banii mi-au intrat în cont. Corect. Și s-a făcut iar, deci, contestat. Contestat. Nu, altă acțiune, nu. E foarte, e sistemul Nu am făcut prima dată. Ei au atacat cererea anulare. Au deschis după aceea încă un proces pentru daune colaterale. La pierdut. Difunt, la pierdut și la apel. N-am mai făcut recurs, nu am mai făcut nimic. Acea hotărâre mi-a pus-o în valoare și am executat creanța. Da. Acum, deschis proces în februarie de către ei, nu avut altă dată victorie, pe fond. Da? Până acum am judecat procedurile de urgență. Adică, cer exigibil și lichid. Ai factură, trebuie să-mi plătești. Acum ai deschis proces pe fond, să judecă pe fond cu expertiză, cu interogatorul, cu probele aferente. Știți cum suntem noi acum? În faza zero. Ca acum noi suntem în faza zero și ca oricare litigiu ai apucat să-l mediem. Să stăm de vorbă cu firma respectivă, să spunem că, practic, la cât e aplicat asupra proiectului ăsta, ai meritat cam atâta. N-am avut înțelegere și de asta am ajuns în fața asta. Dar noi am spus instanții toate lucrurile. Noi sperăm totuși că dacă o să ajungem și la proba cu expertiză. Noi acum astăzi e termen și am trimis interogatorul la instanță care mi-a spus să recunoască Visocelul din partea Oate Strugari să le faceți proiectele, Visocelul din partea Comunei Strugari să depuneți toate proiectele conform unei de finanțare, Visocelul din Comuna Strugari, anexa la contract, să o respectați în sensul că trebuia să asigurați consultanță, depunere și siguranța eligibilității proiectelor. Ea trebuie să răspundă în calitate de administrator în fața judecătorului astăzi, la interogatorul pus de Comuna Strugari. Să vedem ce răspunde, să vedem cu ce finanțare se duce și să vedem ce spune. Toate hârtiile noastre, toate doleanțele noastre trimise lor, toate s-au întors nefiind citite. Noi le-am făcut datorii, am făcut comisii la nivelul localității, am spus că proiectele nu sunt conforme cu absolut nimic, le-am solicitat în mod expres să le facă proiectele, toate răspunsurile noastre au rămas, s-au izbit de un zid. Cert este că am avut dreptate, că toți judecătorii până acum ne-au dat dreptate, am recuperat suma, ei s-au dus până în pânzile alte, l-au pierdut în toate proiectele de data. Și acum, pe fund, să vedem ce o să întâmple. Dar, din punctul meu de vedere, dacă se acceptă interogatoriu și dacă judecătorul înțelepciunea lui va da și o expertiză tehnică, înțelegeți în sensul cineva, un expert, în contracte de finanțare, să vină să spună, să uite pe acele proiecte, eu cred că sunt toate șansele să se termine. Dar vom vedea ce se întâmplă. Ați înțeles? Suntem astăzi, 28 noiembrie, suntem cu proces pilot la Sibiu pentru fond, pretenții, contractul respectiv. Nu vedea ce o să mai fie. E părerea că ne-a recuperat bani. Da, cu judecătorul, cu zic, un an o să spună, băi... Dă-le bani? Dă-le bani. Dar nu a fost mai ajut de ei. Ne-am pus la ajuna. Nu proiecte să mai scrii ceva cu bani. Eu, dacă ați reușit să recuperați banii, e un lucru mare și un lucru bun. Acum rămâne foarte mult fondul ăsta să fie câștigat de noi. Nu mai spun un secret acum. O, dar a fost transparență totală pentru că motivele de a putea fi știi unii și reclamă proiectul, noi trebuie să-i dăm bani. Da, dar să le refac, dar noi asta am și cerut. Noi am cerut altceva. Noi am cerut să fie bine intenționat ce ai chemat aici domn primar. Și am spus, fraților, uite cum facem. Vedem pentru un proiect, pentru unul, pentru patru. Dar să-i vedem că cu ce s-a pus în sfârșit. Dom'le, dacă eu mă bucur dacă reușesc cu un proiect, așa se atrag, acolo sumă de 20-30 de euro. Corect. Așa, și sunt bucuros să fac așa. Respectiv un iluminat sau o școală ce mi propusez, nu sau un tren de sport. Hai să-l facem și eu sunt de acord. Ca de cum sunt de acord. Dar în modul în care arăta așa ceva, noi, eu cel puțin, nu sunt de acord. Deci tot se leagă de ceva dacă tot insistă pentru banii ăștia. Este un contract semnat clar, sunt niște proiecte de pusi clare. Dar orice, expertiză, dacă se apleacă asupra ceea ce s-a pus. Asta e ideea. Adică, de ce insistați să vedem pe ei? Să-ți cer 100 de milioane.
Să decide judecătorul. Asta și noi ne-am făcut treaba. Adică nu suntem culpabili nici voi ca membru Consiliul Local, nici noi ca autoritate de executiv și ca secretar. Ne-am făcut treaba așa cum trebuie. Scoate în capul, înțeleg, da. Asta e ideea. Că puteai să... Mai sunt discuții? Mai sunt discuții. La punctul 3, spune-mi la urmă, cine este pentru... Așa, capul care să fie mai divieze. Are, da, pe 12 puncturi, că sunt făcut, scuzați. Acum văd că n-am dat pagina, că n-am vorbit despre antiderapantul care l-am achiziționat și nu știu ce, dar cred că dumneavoastră a trebuit la investițiile de ce de antiderapant. Da. Și intenționăm totodată să achiziționăm și niște parazepezi din brastă care s-a văzut în prima dată, care se pun din pânză, din metal, și ne axăm mai mult aici, în partea asta, la podul lui, unde mereu bucați, ai de bătaia de cap, și aici, jos, la un cobor de la Moisoaia, până la fostul CMT-ul, care acolo ne creează cel mai mare probleme, e viscolul. Nu spun că sunt singurii locuri unde ar trebui muncat, că avem, slavă Domnului, atâtea coline, atâtea dealuri și unde viscolul face ne face surprize, dar aici ne-am dat în multe unii mei ciclori. Da. La punctul 4 pe urmea de zi, avem un proiect de hotărâre prin care se propune rețeaua școlară Strugari pentru anul 2020-2021. Și aici, domnul Vasile, o să facă și răspunsul, în sensul că în contradictor, anul ăsta, pentru anul școlar 2019-2020, n-ar ce să discutăm atâta timp cât pentru Petricica nu avem autorizație de funcționare. Dar pentru 2020-2021, structura școlară care se... Așa, spune în felul următor. Și în mod obligatoriu, va fi școala gimnazială sau Strugari, Comuna Strugari, ca cu personalitate juridică, având cele două structuri, respectiv școala gimnazială din Petricica și școala primară din respectiv. Deci, școala gimnazială Petricica 1-8 se va păstra și primară pentru respectiv 1-4 se va păstra. Acum, e propunerea mea și dacă toți suntem aici ca și structură școlară și domnul Vasile vorbea problema, noi, ca și localitate, ca și comună, Consiliul Local, primăria, școala, am mers pe varianta asta de a aduce copiii aici, pentru că nu am avut autorizație de funcționare pentru școala de medicină. Vă pot spune la momentul de față că școala Petricica a fost ofertată de PSICAP, pe serviciul ăsta de achiziții publice. Și avem o persoană juridică acolo care, deocamdată noi nu putem vedea, dar s-a făcut expertiza tehnică, urmează săptămâna asta expertiza financiară și cred că avem toate șansele ca această echipă de construcție să rămână și să avem reabilitarea școlii la Petricica și construcția grădiniței la Petricica. Deci pentru 2020-2021 și cât vor mai fi copii, o să avem școală reabilitată și grădiniță. S-au spus, suntem în decembrie de acum asta. 2 ani, 2 luni de zile, o să mai avem 4 luni de zile de timp mai urât și mai greu. Dar eu cred că sunt condiții de transport pentru copii și sunt condiții de a face procesul de învățământ în cadrul școlii în condiții bune. Doamna Ondruna, dacă era... Nu mai puțin. Nu mai puțin. Nu poți să încep. De asta există un program. Noi, nu mai adus aici. Fiecare profesor. Dar nu era alternativă, nu poți să ții fără aviții și fără autorizare. Noi am căutat așa moment, am găsit înțelegerii la toți părinții. Este un act mai greu, nu numai pentru voi, nu numai pentru oameni, cetățenii din Petricica și Răchitiri, ci pentru noi, că sunt cheltuieli în plus, sunt greutăți și responsabilități în plus. Ca să aduci copiii în fiecare zi, în fiecare zi trebuie să te gândești
la ceva ce se poate întâmpla. Și cred că nimeni nu poate să doarmă liniștit. Mai bine eram pe pecica vorba ta, în condiții mai grele. Acum dar le deau și pe jos, doar e aproape. Dar cred că sunt condiții asigurate la școală pentru ca fiecare copil să simte bine. Și la nivel de umbruc sanitar și la un nivel de căldură în școală și așa mai departe. Eu zic că sunt condiții bune. Pe anul ăsta. Sunt ai fricit drum. Pe iarnă, da. Și o să vedem la iarnă, mă spune. Problema e iarnă grea. Domnule, ei mi-au pus de bine părăt prin sală. Știu. Iarnă grea a fost anul trecut, în care noi am avut două, trei zile întrerupte cursului școlare, chiar fiind în petricica. Ei, o să fie. O să fie greu. Mi-e greu foarte... Foarte greu și pentru noi, pentru Consiliul Local și Primărie, că sunt cheltuit bani. Așa, și cu părinți, mulți părinți au venit și mi-au spus, domnule, nu mai lăsăm, luați un Consiliul Local, oricare problema, nu mai lăsăm copiii la școală. Nu mergem la acolo, la Ministerul Învățământului, mergem mai departe, pe dar și cum să... Dar Ministerul Învățământului îți dă frate autorizație, nu îți dai seama. Ei, mai lăsăm la școală, lăsăm acasă atunci. Domnul primar, nu se cheță pe drum, Doamne ferice, să duce dracului microbus, să vedeți ce se întâmplă. Noi transportăm copiii... Iarna nu-i ca vara. Noi transportăm copiii de 3 ani de zile din comună, din cetățuia Marișa și Răchitișul, fără să îngheță pe drum. Nu cred că în autobuz nu este căldură. În microbus. Eu las autobuzul acolo și că nu știi când se trebuie să-i găsești. Nu, domnule, m-a să știi. Și adevăr are dreptate, domnul Foase, de zi și cauze, că părinți sărbase, îi duci și bine la copii. Dar care părinți? Foase, voi, dar eu merg din părinte de gata. Atenție, care nu aveți copii la școală. Deci care nu aveți copii la școală. Ne dăm cu părerea. Care au copii la școală, cum are și domnul Vasile, are un program pe care i-au trimis profesorii acasă, dirigenții, și spune la ce ore să fie în stații și la ce ore înapoi în stații. Nu se respectă ora. Nu se respectă ora? Nu se respectă. Asta e important. Părintele să știe. Hai să-ți mai pun o problemă, tatăl. Noi când eram copii la școală și ne dădeam și plecam de la ora 7 și mă duceam până la școală, în condiții, nu spune de condiții. Da? Da, dar era acolo în sala dumneavoastră. Măi, frate. La noi, în sat la noi, era voi, știu cum vine pe jos. Nu, 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 altceva vreau. Vreau să spun că pentru faptul că sunt copii, îi duce microbuzul la Răchitiș, de exemplu, și el mai stă o oră acolo așa, la bară, la Neamirce. Și nu sunt duce acolo. Neamirce aici, aș poate să confirm. Sau cu cât timp vine înainte de a fi, dar știi ce trebuie să ne rugăm, știți care-i șansa? Ca viitori să avem copii, că școli așa avem, dar copii nu o să avem, asta e șansa. Ai zis de-a zis doar noapte. Da, eu am putut. Deci, încă o dată. Să-i spuneți, deci, încă o dată. Până anul ăsta, cum o trec copii, cred că ești un diavol ăsta sărăcit. Numai puțin. Deci, numai corect. Ce era înainte, că acum nu-ți mai pune la... Păi eu mă ducem de la iad până la pietricica pe jos, așa, și ce învățam acasă? Trebuie să recapitulezi. Gata. Și a avut chei de la plasă. Dar chei de el. A fost de la data, aveam un program. Știam că la ora 8 se intră în clasă, la ora 2 scapam și plecam acasă. Dar așa vin noaptea de la frugare. Nu vine noaptea, domnule. Păi aproape nu legă, domnule. Pe timp de vară, ora, pe timp de vară, ora. Așa, după vară, primea. Trebuie să avem o încăpință, 3-4 zile, să trece prin oară. Și să vrei Dumnezeu ca să fie construit. Dar școală la petricică, chiar am stat două zile când am stat la votare, doar a fost reparată. M-am uitat și eu câți bani s-au distrus acolo, deci s-au turnat atâta ce mie, un centimetru sus pe cerdacul ăla, atât. S-au fost, după cât știu eu, au fost 3 miliarde și 300 de milioane. Deci bani. Eu știu ce surse ai cum ați venit la petricică. La petricică. Când nu a fost 3 miliarde? Nu a reparat școala. Ce de unde știi? Am avut un joi de zi, nu știu, când a reparat școala, deci școala de la Petricica, școala la Petricica s-a reparat în perioada 2000-2004, în perioada aceea. Nu cred că erai consilier aici. Nu eram, dar deci am avut o discuție chiar când am eram început în... Și atunci... Și atunci... Chiar ne-ai gheori, eu vorbim dacă nu spune. Domnule, ascultați-mă puțin. Noi eram atunci cu sediu, dacă țin minte și domnul, era cu sediu la fostul CAP. Înainte de 2000 înseamnă. Atunci după cea primărie. Am mutat în 2000 aici. Aici în 2000 s-au mutat. Acolo s-a făcut în perioada 2004, spun, nu știu cert exact am. Dar nu vorbim de miliarde. Erau banii aia mari, nu-și păreau. Asta din auzit de ce.
Păi da, dar tocmai, de ce s-a făcut reparația? Un centimetru de... Și a s-a dus tot. Mă uitam acum când am stat la votare, mă uitam și o cât de prost s-a lucrat. Da, acum să mai spun o altă chestie. La anul, dacă o să fie reabilitat, cerdacul va fi la fel. Pentru că, fiind conac... Trebuie să respecti anul. Monumentul la cel mai acoperi cu un centimetru. Lasă-l așa, dar nu mă puțin. Monument istoric, măi. Deci, cerdacul... Dacă e istoric, Teofil, nu se pune un centimetru de balanță ce fie. Lasă-l așa, măi. Nu mai pui nici atâta, nu înțeleg. Deci, nu mai pui nimic, cel puțin. Fiind un monument prins din categoria de A, B, în categoria B, în ceea ce privește patrimoniul cultural, așa, o să-ți fie niște restricții. Nu privitor la ceea ce spui tu, de un strat de beton sau nu știu ce, dar în ceea ce privește cerdacul și toată stolăria, sau cum îi spunem noi, streșina, bazia, așa, ea va rămâne. Au fost și de la... Da, cultură. Aia e ceva frumos, aia nu-s putre, zi, m-am uitat foarte... Și la reabilitare respectiv, o să vedem ce condiții o să fie. Cerdacul se va face acolo unde spui tu, se va strica, se va face cu grijii, da. Cu ceva. O să fie, adică în proiect este prevăzut bine ceea ce se face. Domnule, mai aveți doar... Eu ar vrea să mai spun două cuvinte. Da. Nu, legat. Acum, când s-au dus copiii la Sfântar, nu e nicio problemă. Dar problema ar fi fost dacă s-ar fi unit o leagă clasele, adică măcar clasa 8-a, de la Sfântar, cu clasa 8-a, de la Petrica, să fie într-un avantaj foarte mare copilul pentru examenul național. Adică eu cred că dacă într-o 50 de minute sunt două clase, un profesor nu poate mai mult de 20 de minute să stea la fiecare... Deci, clasa 7-a pe 8-a. Oricum, simultanii de la Petrica. Un profesor are timp foarte puțin de a pregăti copiii să... Adică să fie într-un avantaj. Măcar clasa 8-a trebuia unită Petrica cu Strugariu. Să delegea o putere de învățare și un timp mai mult, de exemplu, matematică, să fie 50 de minute să facă matematică numai clasa 8-a. Sau 50 de minute de română. Nu, 25 sau... Sunt două clase de 8-a? Da, sunt vă secretar de secretar. Sunt două clase de 8, da, care îs și simultane între ele. Așa știu. Se face 5, 7, 6, 8, în condițiile adică în care... Vreau să spun... Am înțeles, că fie 6, 8, trebuia... Trebuia 8, 8, 8, de... Deci... Da, deci... Adică era un... Dacă s-a făcut... Dați-vă, deci dacă s-a făcut comasarea asta și... Era un suflu și un avantaj foarte mare pentru ele din clasa 8. Deci comasarea... Am înțeles. Pentru examenul național. Da, problema este felul următor. Când nu s-a făcut o comasare, că dacă se făcea așa, era perfect de la bun început. Dar nu s-a făcut o comasare în sensul de a se reuni clasele a 8-a, să faci 8, 7, 5, 6 și așa mai departe. De la Petrica au rămas practic același. Asta spunea și Vasile un pic mai înainte. Da, nu mă refer la treaba asta. Mă refer că dacă tot o venim la Sfânta, era bine să fie... De exemplu, de la Petrica, cu scrițele și tot aia care vin la Petrica, scrițele și poate fi tot gramat. Nu mai puțin. Optica nu a fost asta. Optica a fost... Optica a fost în felul următor. S-a gândit și modalitatea asta. Adică dacă s-ar fi unit, dispărea niște profesori. Deci s-a gândit și modalitatea asta, că era foarte bună pentru profesori. Dar nu ai timp efectiv să-i aduci, domnule. Da, înțeles. Ar trebui să-i aduci. Adică ar fi costă mai mare. Da, adică era... N-ai timp să-i aduci din... Trebuia să-i aduci numai de a 7-a și a 8-a. Atunci, domnule, mai faceți mai de 5 de elevi din clasa 5-a la Petrucica, la Strugari și tot de 5 face școala. Păi, ori îi bagă pe toată, nu bagă, ori nu-i mai bagă niciunul. Mă știu că îi mai poartă pe drum. Băi, nu vă faceți probleme de așa ceva. Copiii vin la școală și fac ori. Păi, da, dar uiți, îi se fie toți. Băi, 30 și 30. Facem o singură clasă, nu facem 3 clase pe drum. N-ai cum să-i aduci, măi, Vasilie. Adică, eu să aduc clasa 1-a ca să fac orile. Cum? Ar fi bine, ar fi minunat, dacă ar fi toți în Strugari. Și hai să-i ducem toți în Strugari la ora 8 la ore. Care din Strugari poate mai bine la spijos, domnul Ioan și Oani, s-a aproape aici. Lasă că vin pe jos, stai nimic. Este foarte greu, important să găsești, să poți funcționa decent. Vedeți, dumneavoastră, acum ia numai ia media 5-8 la examenul național. Se ia la intrare la liceu. Nu se mai ia ce note are elevul din clasa 5-a până într-o 8-a. Cât ia la examenul național? Ia la temari?
intrăm unde vrea. Adică o să fie în ordine. Nu să mai vin imediat, cu imediat la 4 ore să vin doar. Vă rog să aveți răbdare, că ministrul educației s-a schimbat. Dar răbdare să dați, până termină copiii școala. Să termină, da. Da, da. După ce termină fiecare la locul lui. Mai acum, să mai ceva la diverse. Întrucât materialul. Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Așa. La diverse să mai scrie cineva la... Aici ar vrea să puntez eu, adică punctul 4 e realizabil la ceea ce v-a propus în primar, dacă se va face toaletă la Percica. Dacă nu se va face, ea nu va fi. Ea ca structură școlară o lăsăm. Ea ca structură școlară este. Am înțeles, dar ca să funcționeze la anul. Noi în condiții la anul 5-8. Noi în condiții în care să câștige societatea și apuci treaba. Să facă treaba pe urmă. Și eu sunt sigur că până la asta se realizează. Dacă nu, este același lucru. Deci același lucru, tot copiii la sugar. Da, dacă, nu, dacă nu, dacă nu se poate așa, se vor face, vom supune spre aprobare, realizarea unui grup sanitar, sunt în condițiile de a face... Să fie autorizată școală. De a obține autorizații. Da. Și nu ai niciun viitor. Întrucât toate materialele au fost prezentate și discutate, așa declar ședința închisă. Și vă mulțumesc pentru participare. Thank you.